Arestat preventiv pentru 30 de zile pentru comiterea infracțiunilor de șantaj, viol, împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, Ardelean Farcaș, un hunedorean în vârstă de 59 de ani, lider al controversatului cult Copiii Soarelui, a ieșit de după gratii după mai puțin de o săptămână. Magistrații au decis continuarea cercetărilor cu cel cunoscut drept Adi de la Brad sub control judiciar, cel în cauză declarând că s-a întărit în cele câteva zile de arest, iar acuzațiile le consideră nefondate. Ce vi se pare decizia instanței? O decizie pozitivă. Și mă bucur că am stat aici, pentru că am devenit un om matur și un om puternic. Cum vi se pare acuzațiile care vi s-au dus? Hai, stați un pic să zic. Nu, mulțumim frumos. Cum vi se pare acuzațiile care vi s-au dus? Da, mulțumim. Nefondat. Cei circa 70 de membri ai cultului Copiii Soarelui, dintre care peste 20 de copii, trăiesc ca o comunitate izolată în satul hunedorean Dumbrava de Sus, aparținător de comuna Ribița. Cultul propovăduiește emanciparea spirituală prin meditație, dar cei care au părăsit comunitatea izolată din Dumbrava de Sus au povestit întâmplări terifiante de acolo. Imediat după reținerea preventivă a liderului cultului, autoritățile hunedorene cu competențe în domeniu au fost într-un control la Dumbrava de Sus, dar nu au găsit niciun copil, minorii fiind în prezent căutați pentru a fi audiați și consiliați psihologic.